Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și minus 1 grad, iar cele minime între minus 14 și minus 12 grade. Izolat în zonele joase va fi posibilă ceață asociată și cu depunere de chiciură. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi parțial înnorată, unde maxima a ajuns la minus 1 grad în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 12 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 0 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 9 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 0 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 9 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 0 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 9 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 3 grade Celsius. În cursul zilei de vineri, maxima va atinge 0 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 9 grade. Sâmbătă, temperaturile vor urca ușor. Maxima va ajunge la 3 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 6 grade. Și duminică, temperaturile se vor menține pe aceeași linie. Maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la minus 6 grade. Sunt Anca Orehut și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo găsiți și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!